Vremea s-a răcit considerabil în ultima perioadă, iar nopțile devin din ce în ce mai friguroase. În aceste condiții, giurgiuvenii au început deja să-și încălzească gospodăriile și locuințele, folosind sobele de foc, aparatele de încălzit alimentate cu energie electrică sau cu gaze naturale. Utilizarea necorespunzătoare a acestor surse de încălzire conduce la creșterea numărului incendiilor în sezonul rece. La nivel național, începând cu luna septembrie a anului trecut și până la începutul aceleiași luni din anul acesta, coșurile de fum fără protecție, neetanșate sau obturate și care nu permit evacuarea gazelor arse, au provocat circa 1700 de incendii la locuințe. La fiecare început de sezon rece, pompierii giurgiuveni atrag atenția cetățenilor asupra riscului la care se expun în momentul în care folosesc aparate de încălzit improvizate sau pe care le repară singur, fără a apela la un specialist în domeniu, și de asemenea asupra modalității de folosire a sobelor, pentru că foarte multe incendii sunt provocate de coșurile de fum necurățate corespunzător. Pompierii avertizează populația să verifice și să curețe coșurile de fum, să nu aprindă focul cu benzină sau alte lichide inflamabile și interzic folosirea aparatelor de încălzire improvizate. În acest moment, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență derulează două campanii de informare împreună cu E.ON România. Una dintre acestea se numește Foc și cea de-a doua Risc. Ambele sunt destinate adulților. Dacă în campania Foc vorbim despre grija pe care părinții ar trebui să o poarte copiilor lor, sloganul campaniei chiar acesta este: flăcările omoară copii. Iar cea de-a doua campanie se referă la improvizații și, așa cum vă spuneam, de asemenea este pentru adulți. Premergător sezonului rece și pe timpul acestuia, pompierii giurgiuveni informează cetățenii cu privire la riscurile la care se expun în caz de neglijență. Astfel, aceștia desfășoară activități de informare preventivă în municipiul și județul Giurgiu, atât în unitățile de învățământ, cât și la nivelul celorlalte instituții.